Bilanț Provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața tuturor! Lângă mine în studio este astăzi deputatul PNL Theodor Paleologu cu o... nici nu știu cum să-i spun, deci o nouă afacere la DNA, Lia Olguța Vasilescu, un arest la domiciliu pentru o presupusă mită electorală. Nu refacem dosare aici, nu le comentăm. Mă interesează principiul. Care este principiul care vi se pare adaptabil și recomandabil în România, în general? Cercetare în libertate, arest la domiciliu, cătușe? Față de cătușe am o foarte mare rezervă, chiar îmi creează o anumită oroare, pot să spun. E o inutilă umilire a persoanelor în cauză. În schimb, arestul la domiciliu sau arestarea preventivă au o logică ce ține de procedură, ce ține de anchetă. Da? E vorba de probe sau de desfășurarea anchetei pe care respectivele persoane le-ar putea îngreuna. Da? Deci are o logică această practică. În schimb, dacă tot vorbim despre lucrurile astea, să nu uităm cazul Sebastian Ghiță din Parlament. Iarăși nu mă pronunț pe fond, habar nu am exact despre ce e vorba, însă analizez doar discursul lui Sebastian Ghiță din Parlament. Și cum a fost un discurs interesant, în primul rând cursiv. Adică nu se compară cu alte discursuri de deputați prinși cu o caua mică și care au făcut o figură penibilă. Da? Vă referiți la cineva în mod special? Da, sigur, au fost discursuri jenante de oameni care evident se află într-o mare, mă rog, panică, mare anxietate personală, dar care sunt jalnici totodată. Ghiță n-a fost deloc jalnic, a fost un discurs foarte îndrăzneț, mi s-a părut, cursiv, fluent, cu argumente și chiar am spus lucrul ăsta, e, din punct de vedere retoric, e un discurs foarte bun. Acum, el ce a spus în substanță? A spus că toți oamenii politici care contează în țara asta au dosar penal. Concluzia, penalii din toate partidele, uniți-vă. A avut îndrăzneala să spun asta, mi se pare totuși remarcabil. N-a furnizat nicio probă. Asta e punctul 2. Sigur că scopul acestui discurs, dacă e să-l analizăm ca discurs, nu era să câștige simpatia opiniei publice. Evident, când spui așa ceva, ai pierdut orice fel de simpatie din partea opiniei publice, când spui toată lumea... Sau nu toată lumea foarte are... de acord cu dumneavoastră, nu neapărat, de ce? Uite, dumneavoastră are curaj să spună ceea ce nimeni nu spune. Poate să fie o altă opțiune. Totuși e vorba și, bănuiesc, de o percepție de cinism. Da, sigur, sinceritate. E adevărat că am fost odată într-o emisiune cu un foarte important lider politic care acum e în închisoare și a avut, mă rog, franchețea să spună toți furăm. Pe care s-a uitat către mine și a spus dumneavoastră nu. Cu o anumită compasiune, simpatie, da? Sigur că eu nu contez în politica românească pentru că nu am dosar penal și știu că nu fac parte din aristocrația politicii românești. Da, pentru că nu aveți dosar penal, numai de asta? Revin la discursul lui Sebastian Ghiță, sigur că este sfidător pentru opinia publică să spui așa ceva. Sau nu, repet. E o sfidare. E o sfidare față de opinia publică. În schimb, scopul lui imediat, obiectivul lui imediat era să obțină votul Parlamentului și l-a obținut. Chiar cu o majoritate confortabilă. Dacă ne uităm la voturi, explicați? E remarcabil, adică s-ar părea că oamenii au ascultat lucrul ăsta. Apelul lui penalii din toate partidele, uniți-vă, a funcționat, s-ar părea. Da. Lumea a reținut în special niște dosare despre care nimeni nu auzise. Da, și niște cifre. Iohannis, cel al doamnei Iohannis, da, domnul Zgonea cu două dosare așa și așa mai departe, de care nu știa nimeni nimic. Bluf, da. Sau poate o fi având el informații pe care noi nu le avem, mai știi? Păi da, dar nu vi se pare puțin revoltant această incertitudine? Adică pe de o parte ni se spune că DNA-ul de dimineață până seară arestează pe bază de suspiciune și denunți, fără probe, și pe de altă parte vin Parlament, face o serie de declarații absolut zguduitoare, fără probe. Da. Păi de-aia vă spuneam că discursul lui este pe de o parte sfidător dacă ne uităm din afara Parlamentului la ce a spus, iar pe de altă parte este eficient pe moment. Sunteți cinic, domnul Paleologu? Nu sunt, analizez discursul, dar sunt discursuri care au o dublă audiență. Da? Unele discursuri se adresează doar celor din încăpere și alte discursuri se adresează și celor din încăpere și celor din afara încăperii. E clar că discursul ăsta a fost pentru cei din Parlament sau cei care, care sunt, vorba lui Sebastian Ghiță, lideri politici importanți. Da, care probabil au fost impresionați de ce a spus el. A vrut să inducă frică acest discurs. Da? Frică, vedeți, dacă nu ne unim cu toții, ne bagă DNA-ul pe toți la închisoare. Deci hai să ne unim acum cât mai e timp. Din punctul de vedere al cetățeanului, să ne unim, să ne salvăm cu toții de DNA. Păi nu adică, asta a spus Ghiță? Asta a spus. Cum? Adică ne lăsând, nepermițând declanșarea urmăririi penale. Da. Acum, eu nu cred că îl avansează cu foarte mult lucrul ăsta, pentru că ancheta va continua, bine, mersi. Da? Iar ce a spus el, mă rog, pe alocuri semăna oarecum a semi-șantaj, așa, că nu vreau să denunț pe nimeni, deci dacă cumva ajung acolo, cine știe ce ajung să spun, mă rog, poate că suprainterpretez eu. Dar oricum, n-are rost să vorbim acum foarte deci mult Parlamentului s-a cerut reținerea sau arestarea, să încuvințeze reținerea sau arestarea și n-a fost votată niciuna, exact. Nici măcar reținerea n-a fost votată. Aici vreau să cam consternant. Deși a fost o perioadă de vreo lună de zile în care au fost acceptate aceste cereri de înalul, acum văd că a fost o schimbare. Pentru că Parlamentul de activat și noastră, de-aia vă întreb. Repet, domnul Ghiță ne-a vorbit despre oamenii politici care contează. Probabil ăia pentru care s-a votat reținerea sau arestarea preventivă nu contează. Pot să vă pun o întrebare referitor la acel vot de la PNL, de la dumneavoastră. De ce s-a insistat așa de mult pe supravegherea votului? Era teamă că nu votează corespunzători, nu există disciplină de partid la acest gen de vot? Vă întreb asta dintr-un punct de vedere strict occidental, unde chestiunea nu se pune. Da, e puțin șocant, într-adevăr, dar da, nu-mi dau seama că de ce să existe această neîncredere. E și dorința de a arăta o transparență. Dar acum să știți, să spun ceva. Dacă vreți să găsiți un deputat sau un senator care să justifice linia Partidului Național Liberal, eu sunt adresa greșită. Nu, stați puțin că ajungem și acolo. Vreau să-mi explicați cum e cu Partidul Național Liberal, dar nu vorbesc de principiu, vorbesc că nu e numai la PNL această chestie, sau aduceți-vă aminte, sau găsiți diluțe în urne, sau găsim medicamente și așa mai departe. Asta e clasică deja în Parlamentul României, cu votatul cu piramidonul ca să-ți anulezi votul, mi se pare absolut lamentabil. Dar să ajungi să faci așa ceva, să spune ceva despre nivelul de șmecherie al unor parlamentari. Dar sunt reprezentativi, da? Oamenii au votat, așa sunt, îmi pare rău. Revin puțin la cele spuse despre Sebastian Ghiță. Credeți că discursul său a fost prost recepționat de judecătorii care au fixat o cauțiune astronomică de 13 milioane de euro, care e mai mare ca lui Madoff în Statele Unite. Madoff era la 10 milioane. Habar nu am dacă există vreo legătură, chiar nu-mi dau seama deloc. Oricum, sunt lucruri pe care nici nu le pot cuprinde cu gândul. Da? Sunt sume care mă depășesc cu totul. Da, vi se pare justificat demersul sau nu? Din punct de vedere cetățean, aș spune. Nu-mi dau seama. Aici chiar nu-mi dau seama, pentru că de la anumite zerouri în sus, mintea mea nu mai funcționează, nu mai captez. Da? Eu sunt obișnuit cu sume foarte mici. Nu folosiți milioane vechi? Cum milioane vechi? Milioane vechi. Păi nu, eu gândesc că cu suta. Nu, suta... deci, dincolo de câteva zerouri, mintea mea se oprește. Chiar nu mai asta urmăresc. Este o manieră elegantă să nu-mi spuneți ce gândiți. Totuși, e o cauțiune record... Nu-mi dau seama. În ce scop nu e? Vă spun eu că astea sunt cifre. Așa o fi. Atunci... Dar care-i scopul și poate să fie o pildă, poate să fie un semnal de alarmă, poate să fie o reacție? Habar nu am, nu-mi dau seama. Chiar nu știu chestia asta. Și nu știu dacă e de făcut o legătură între discurs și cauțiune. Nu știu dacă e neapărat o legătură de cauzalitate. Despre discursul ăsta doar atâta, repet, e interesant din punctul de vedere al analizei de discurs, pentru că e un discurs care, văzut din afara Parlamentului, este o sfidare și un cinism incredibil. Pe de altă parte, în logica parlamentară s-ar putea că a funcționat. Da? Și este un discurs în care a spus toți sunteți în aceeași găleată, hai să ne unim cu toții ca să nu ne decimeze DNA-ul. Da? E incredibil totuși ca logică. Bilanț Provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu deputatul PNL Theodor Paleologu aveți impresia, cum spun mulți oameni politici, că DNA stabilește agenda campaniei? Nu cred. La locale? Nu, cred că nu-și bat capul cu așa ceva. Ei își văd de dosarele lor și se finalizează. Acum, să ne înțelegem, în unele situații de primari e bine să se clarifice lucruri înainte, ca după aia să nu fie arestați și să fie după ce au fost aleși. Acum că sunt luați oamenii care sunt în poziție de a câștiga, bine plasați în sondaje, doamna Vasilescu de pildă, și așa mai departe, vânătoare de potențial primar ai PSD-ului. Da, dar au fost arestări și în cealaltă tabără, deci nu cred că e așa. Nu, eu cred că e bine să se mai clarifice puțin lucrurile, să nu votăm persoane despre care aflăm ulterior că de fapt au mari probleme de onestitate. Da? Uite, suntem aici în sectorul 1, nu? În 2012 am fost și eu candidat. Spuneam și eu că sunt unele contracte foarte ciudate la primăria sectorului 1. Vrând nevrând mi-am băgat și eu nasul în niște realități și spuneam, am spus, am avertizat opinia publică, am avertizat cetățenii din sectorul 1, dar au votat pentru că aveau încredere în cineva. După aia s-a dovedit că aveam dreptate. Poate că nu e vorba de persoana respectivă, e poate vorba de anturaj, dar totuși sunt niște sume și niște contracte considerabile în ceea ce privește sumele și foarte dubioase în ceea ce privește contractele. E valabil peste tot. Ați văzut sondajele recente în care fiecare primar cu probleme din București, că e vorba de domnul Vanghelie, de domnul Chiliman, pe care n-ați vrut să-l menționați adineauri, de domnul Onțanu, care a fost... Pentru Chiliman, repet, eu am o simpatie personală. Dar nu vorbim de nume, vorbim de 4 din, plus primarul general, 5, care sunt în curs de... Plus alții de care n-am auzit încă. Deci au probleme cu legea potrivit expresiei pe care nu o afecționez prea mult și cu toate astea au încrederea alegătorilor care și astăzi ar vota pentru ei. Da, pentru că eu cred că în privința corupției trăim într-o schizofrenie totală. Cetățenii se plâng de corupție, dar este o ipocrizie lucrul ăsta. Nu e adevărat. Eu m-am convins de... Și de-aia m-am și dezgustat de politică. Nu numai pentru că văd ce văd în Parlament, dar m-am dezgustat și de ce am văzut în stradă, trebuie să o spun cu toată onestitatea. Timp de luni de zile... La alegători vă referiți, da? Timp de luni de zile am stat de vorbă în fiecare zi cu sute de oameni. Și am auzit de zeci de ori, în fiecare zi, timp de luni de zile, aceeași frază incredibilă. Citez, cu, mă rog, unele variațiuni. Toți fură, și asta îmi spuneau mie, că cum toți fură, da? Deci toți fură, dar dacă tot fură, îți ne dea și nouă ceva. Da, asta e un leitmotiv pe care l-auzim cu toți de ani. Și cu alte cuvinte, suntem o societate total ipocrită și complet nevrotică. Adică, pe de o parte, țipăm corupție, 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 ne sufocă corupția și, într-adevăr, ne sufocă corupția, iar pe de altă parte... Dar coruptul nostru e bun, pentru că mai căpătăm și noi o firmitură de la el, sau că e al nostru, sau că e mai puțin corupt decât ăla din sectorul de alături. Sau... Adică e o ipocrizie totală și mai e un lucru, oamenii politici nu spun genul ăsta de lucruri. Că, sigur, alegătorul este stăpânul nostru. Ei bine, eu nu consider că trebuie să lingușim poporul, să lingușim demosul, așa cum de-al minte Aristofan descrie foarte bine practica aceasta în comedia lui Cavalerii. Da? Dacă avem atâția primari corupți și atâția politicieni corupți, este pentru că, de fapt, electoratul este schizofrenic în ceea ce privește problematica corupției. Deci, pe de o parte se plâng de corupție, corupție, dar coruptul nostru e bun, că mai căpătăm și noi ceva de la el. Dacă... Deci lucrurile astea trebuie spuse, chiar dacă sunt neplăcute și chiar dacă după aia nu mă mai votează nimeni. Nu mă interesează să foarte mult. Dacă vă prezentați la locale, spus. Cred că răspunsul este clar nu, da? După ce le spuse adineauri. Nu, pentru că în primul rând Partidul Național Liberal nici măcar nu m-a inclus în sondaj. Nici măcar nu mai inclus în sondaj. Dacă vorbiți necorespunzător? Da, numai că asta vă arată în ce hal este gestionată resursa umană în Partidul Național Liberal, care este un partid ca o găină fără cap. Noi nu avem, cum să spun, un leadership demn de acest nume. Da? Suntem un partid bicefal, dar de fapt e acefal. Și cum funcționează? Ne puteți descrie din interior de ce fuziunea atât de multă promisă și nu știu cât e de râvnită asta, o să ne spuneți dumneavoastră, nu a avut încă loc? Bun, realmente. Da, e ca o maioneză care n-a prins, evident. Și în continuare există un război total inept între foștii peneliști și foștii pedeliști. E adevărat. Pe de altă parte, eu cred că am lucruri foarte importante de făcut cu Fundația Paleologu, cu cursurile pe care le fac și cred că în felul ăsta contribui mult mai mult la... Dar stați puțin, sunteți încă în PNL, sunteți o figură istorică prin familie și prin postul pe care l-ați avut. Mai are PNL-ul vreo legătură cu istoria? Mai contează? Nu cred. Eu cred că sunt singurul care a avut mai mulți strămoși miniștri în guvernele liberale de dinainte de comunism. De ce mai rămâneți? Asta este. Nu știu dacă o să mai rămân multă vreme. Asta e foarte problematic, pentru că mai e un lucru. S-a votat revenirea la sistemul proporțional, pe listă. Asta înseamnă că lista va fi făcută exclusiv din lingușitorii și paraziții și sateliții liderilor de partid. Deci vor fi 2-3 oameni în conducerea partidului care vor decide cum se fac listele și cu asta basta. Exact cum a fost înainte de 2008. Un sistem care generase o imensă frustrare în rândurile electoratului, după care s-a încercat o struțocămilă, un fals sistem zis uninominal, dar fals, era o gogoașă, de fapt nu era un sistem uninominal, era tot un sistem proporțional care avea doar o fațadă majoritară. Și acum am revenit la aceeași mizerie, da? Aceeași mizerie de care ne-am dorit ani de zile să scăpăm. Și asta înseamnă dictatura șefilor de partid, care ei vor pune pe cine vor vrea ei pe liste. Aceleași legume congelate de care s-a săturat toată lumea, congelate și toxice totodată, de care s-a săturat toată lumea, vor fi pe primele locuri în alegerile parlamentare. Numai că mie mi se pare cam inconștient jocul ăsta, pentru că totuși s-au întâmplat niște lucruri în ultimii ani. Da? Au existat niște forme de mobilizare civică pe care nu le-am mai văzut înainte. Da? Să nu uităm. La luna noiembrie, mobilizarea împotriva proiectului de la Roșia Montană. Apoi mobilizarea împotriva fraudării alegerilor de către PSD în 2014. În 2015 mobilizarea după tragedia de la colectiv și eu cred că partidele și în special PNL se joacă cu focul, pentru că PSD-ul nu are nicio legătură cu lucrurile astea. PSD-ul poate ignora total ce gândește electoratul urban mai educat. N-au nicio legătură cu lumea asta, ei au electoratul lor, n-au nevoie să țină cont de opinia publică, pot apăra corupții pe față, n-au nicio jenă sub nicio formă. În schimb, pentru Partidul Național Liberal e foarte grav că nu ține cont de toate aceste evoluții din societatea românească. Și asta se va vedea și la alegerile locale, nu numai la alegerile parlamentare. Dar ce urmează după? Ce ar putea urma în PNL? Asta e o întrebare. Și a doua, de ce președintele Iohannis, care are totuși nevoie de o majoritate funcțională, nu intervine? Că probabil nu are idei ce să facă. Nu știe ce să facă. Chiar așa? Da. Sigur că da. Și atunci? Și atunci. Până când așa? Că e un fel de nebuloasă pentru toată lumea. Până când se va sparge un buboi, nu știu, o să vedem. Știți care e partea proastă? Că noi ne-am gândit că după niște eșecuri electorale le vine mintea la cap. Picare. Ori nu e așa. Da? Eu am văzut asta, am văzut lucrul ăsta în PDL. Am suferit mai multe înfrângeri, grave de tot. Nu înfrângeri, șuturi în fund, dar serioase, scatoalce, mă rog, meritate de-al minteri. În 2012 de mai multe ori am pierdut la locale, referendumul, că referendumul n-a fost o victorie. Au pierdut ăia din prostie, dar noi am luat o scatoalcă extraordinară la referendum și apoi dezastru de la alegerile generale. În mod normal te gândești că după așa ceva trebuie schimbată conducerea și trebuie schimbată maniera de a face politică. Ei bine, nu. Nu a fost cazul. Da? A plecat PMP-ul și s-a reformat. Și PMP-ul a luat-o de la capăt cu aceleași practici, da? Că și în partidele mici aceleași practici. Dar mai vorbit despre asta cu 2 ani, dacă țin bine minte. Dar stați puțin, că n-am ajuns încă la președintele Băsescu și la eventuala candidatură la locale. Bun, ok, nu s-a ținut cont de nimic. Tocmai de-aia vă întreb. Ar fi Traian Băsescu o opțiune în București pentru a debloca puțin jocul și a trage în sus PMP? Pentru a trage în sus PMP-ul cu siguranță și probabil pentru a netezi calea doamnei Firea către Primăria Generală. Pentru că Gabriela Firea nu poate câștiga în București decât grație dispersiunii voturilor de dreapta. Domnul Oprescu a câștigat de 2 ori la rând. Da, pentru că a fost susținut, să nu uităm, și de PNL. Adică, acum mai e un lucru, PNL-ul trebuie să-și pună cenușă în cap. Pentru că jumate din PNL l-a susținut pe Oprescu, deși știau perfect ce fel de om este, știau perfect, da? Și l-au susținut pe Oprescu. Deci să-și pună cenușă în cap în fiecare zi să facă lucrul ăsta și să-și ceară iertare de la alegători pentru că l-au susținut pe Oprescu. Iar PDL-ul să-și ceară iertare de la alegători pentru candidatul pe care l-a avut în 2012 la alegerile generale. Deci ambele jumătăți ale PNL-ului trebuie să-și pună cenușă în cap. Și dacă nu o fac, e treaba lor. Cred că dacă și încă un lucru. Acum nu vă taie la nu spuneți. Încă un lucru. Chiar venind încoace mă gândeam la lucrurile astea și mă uitam pe străzile din jur. Consiliul General al Primăriei Municipiului București a aprobat recent 2 proiecte care sunt inadmisibile din punctul meu de vedere ca cetățean, ca locuitor al cartierului în care stau. E vorba de un bloc de 4 etaje pe strada Mântuleasa și Paleologu. Da? Este un proiect votat cu câteva zile, iar pe strada Armenească s-a aprobat un proiect de 4 etaje. Și defigurează zona care e problema. E prea înalt, e prea urât, e prea modern, să rade ceva. Este vorba, s-a demolat deja. Da? Deci noi acum nu numai că nu pedepsim respectivii infractori, dar le mai și acordăm ceea ce și-au dorit, și anume să poată construi niște blocuri în zone de case. Da? Deci Consiliul General a votat acest lucru. Consiliul General este compus, după câte știu eu, în majoritate din persoane din PSD și PNL. Deci, candidații PSD și PNL au o problemă, trebuie să explice cum se face că partidele lor votează așa ceva. Cum e posibil? Că întreabă cineva? Păi trebuie să întrebăm noi, trebuie să întrebe alegătorii și eu mă aștept foarte mult ca prietenul meu Ludovic Orban să explice lucrurile astea, da? Să ne spună cum vede el dezvoltarea orașului și cum vede mai cu seamă zonele protejate, pentru că pe mine zonele protejate mă interesează foarte mult pentru că este habitatul meu. Ori zonele protejate nu sunt protejate, de fapt, sunt agresate în permanență de diferite proiecte imobiliare susținute și aprobate de primărie, de Direcția de Cultură a Municipiului București și așa mai departe. Bilanț Provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu deputatul PNL Theodor Paleologu, subliniez PNL, că dacă vă ascultă cineva de la începutul emisiunii să întreabă dacă nu cumva sunteți PSD sau UNPR. PSD categoric nu, stați puțin. Deci sunteți foarte anti-PNL în orice caz în această dimineață. Nu sunt anti-PNL, cred că sunt unul dintre puținii liberali din partidul ăsta și sunt unul dintre puținii care au legătură cu istoria partidului. Da? Leadership-ul partidului nu are niciun fel de legătură legătură cu istoria Partidului Național Liberal. Da? Și nu vreau să dau nume acum, că e chiar grotesc în unele situații, că care e legătura între FSN și istoria Partidului Național Liberal. Deci eu sunt mult mai legitim decât 99% dintre conducătorii noștri. Da, dar nu aveți influență și nu faceți parte din conducere. Pentru că nu am dosar penal, deci eu nu sunt, exact cum spune Sebastian Ghiță, exact cum spune Sebastian Ghiță, toți oamenii politici care contează au dosar penal. Eu nu contez, eu știu lucrul ăsta că nu contez, de-al minteri nu sufăr din cauza asta, da? În urma urmei e un lucru de bine dacă nu contezi, da? Dacă astea sunt condițiile. Ce face cu președintele Băsescu? Îl pomenise mai din nou, fostul președinte Băsescu se prezintă sau are interes sau deci nu să se prezinte? Am aflat că ne ține cu sufletul la gură până pe 25. Nu am dacă se va prezenta. Ultima zi înainte de depunerea candidaturilor, dar ce interes ar avea? N-am nici cea mai vagă idee ce va face Traian Băsescu, s-ar putea ca nici el să nu știe încă. Și cât contează asta în jocul? Contează foarte mult, pentru că el este un bătăuș extraordinar, deci este un luptător. Mă pregăteam să vă corectez ceea ce mi se părea uite și rar. Bătăuș e bun. Bănuiesc că ați văzut filmul Șapte Păcate cu Marlene Dietrich și e un personaj acolo în film. Marlene Dietrich joacă rolul unei, unei frumoase animatoare de cluburi, de cabaret, Bijou și bodyguardul lui Bijou. Nu mai știu cum îl cheamă exact, dar e un marinar foarte tare la bătaie. Nu Gaben joacă rolul, nu. E un actor american, am uitat, nu mai țin minte exact. Un bătăuș. Un bătăuș nemaipomenit. Și așa este Traian Băsescu, deci dacă e vorba de o cafteală, în mod normal va fi și el acolo. Și va face victime, că e foarte tare, este cel mai tare din parcare și în plus de asta e cel mai competent. El chiar știe cel mai bine despre ce e vorba. A fost la primărie, nu? Da. Deci numai la primărie. E clar că dintre toți candidații ar fi cel mai competent, omul care ar cunoaște cel mai bine treaba. Problema cu el e că e uzat. Da? După două președinții, după o serie de greșeli majore, sigur că e uzat, dar prezența lui ar influența foarte mult campania, da? Și sigur pentru spectacol ar fi nemaipomenit. Ar fi ca la meci? Da, e un meci de box sau de catch, da, e ceva de granda, o să vă dați seama cum ar fi. Dar teama mare e că se rup voturile de dreapta, se produce o dispersie a voturilor de dreapta de care va profita Gabriela Firea, care, repet, nu are cum să convingă o majoritate de cetățeni. Atavic vorbind, adică PSD-ul nu poate fi ales. Ea e garantată Voiculescu și este garantată Pandele, Ilfov, da? Adică ce vrem să aducem practicile din Ilfov în București, asta vrem, să transformăm București într-o anticameră a orașului voluntari, să conducă... se vor pronunța. Sigur că da. Nu, în primul rând, cum vă spuneam, nu va exista sub nicio formă o majoritate pro-PSD. Însă nu e legată de doamna Firea, ci de PSD, dacă înțeleg bine. Și de PSD și de doamna Firea și de profilul ei. Însă dispersia voturilor de dreapta, practic, fac în momentul de față certă victoria doamnei Firea. Și asta vă arată totodată cât de irresponsabili sunt liderii partidelor de dreapta. N-aș îndrăzni, sunteți foarte în vervă să vă scot de la acest capitol politic, dar mă trebuie să mergem mai departe cu actualitatea. Cartelele prepay, pentru sau contra buletinului la achiziția lor? Nu am. Păi cum habar n-aveți? Asta e chiar o problemă de siguranță națională importantă. Nu sunt un specialist, nu sunt un specialist în chestiuni de siguranță națională. Vi s-ar pare normal? Să știți că nu am calificare în domeniu. Știu, un telefon foarte vechi, dar vi s-ar părea normal în momentul în care achiziționați o cartelă să vi se ceară un act de identitate pentru a putea fi repertoriat? Când ce? Când fac ce? Când cumpărați o cartelă. Să vi se ceară un act de identitate, o adresă, cum se face în practic toate țările europene, în afară de Lituania, România și Albania. Bun, atunci n-am de ce să fiu împotrivă, dar vă spun, în chestiuni de asta nu mă pricep, că nu sunt expert în chestiuni de securitate. E și o chestie care e referitoare la libertățile individuale. Dacă spun experții în securitate că este necesar în condițiile date, care sunt totuși condiții de quasi război civil, Sigur, se impun unele restrângeri ale libertăților individuale pe perioadă de tensiune maximă și, repet, quasi război civil, că asta e situația în Europa în momentul de față. Luptă între două civilizații? N-aș merge până acolo. E vorba de o ideologie care este extrem de virulentă. Eu de-alminte cred că principalele victime ale islamismului radical sunt musulmanii, mai mult încă decât noi. Dar pe noi ne afectează, evident, foarte mult lucrul ăsta și devine cam greu de respirat în Europa în zilele astea. Fac o legătură evidentă, dacă și sper că cei care ne ascultă nu se îndoie de buna noastră credință, deci nu înseamnă islam terorism sub nicio formă, legătura de le trait d'union și semnul egal, dar trebuie să vorbim și de moschee, proiectul moscheei care este extrem de controversat. O idee bună sau o idee proastă? E vorba de 11 milioane de metri pătrați. Asta înseamnă echivalentul a 2 stadioane de fotbal. Mi se pare cu totul aberant. E nu numai moschee, e și un centru cultural. Da. Mă rog. Nu, e aberant. Eu consider că nu este în regulă ca alte guverne să finanțeze lăcașuri de cult. Da, e o chestiune cu care principial nu sunt deloc de acord. V-ar deranja dacă Patriarhia Română ar finanța o catedrală a neamului la Istanbul? Da, n-avem ce face acolo. Nu mai suntem parte din Imperiul Otoman. Gata, nu mai suntem parte din Imperiul Otoman. Și cu asta am încheiat discuția. Nu mă interesează să am o biserică mare și un centru pentru pelerini la Constantinopol și nu văd de ce să alocăm 2 stadioane de fotbal pentru așa ceva, pentru ambiția de grandoare a președintelui Erdogan, care se vede ca un fel de Suleiman Magnificu, da? Și e vorba de niște costuri enorme, da? Este vorba de câteva milioane. De statul turc. Nu. Nu e adevărat deloc. Statul turc, deci în primul rând nu sunt de acord ca un stat străin să finanțeze lăcașuri de cult în România. Inadmisibil, principial, absolut inadmisibil. În al doilea rând e vorba de o pierdere financiară colosală pentru statul român. E vorba de câteva milioane de euro care sunt valoarea terenului respectiv. În plus de asta, proiectul de dezvoltare al municipiului București prevede acolo cu totul altceva. Este o zonă de dezvoltare economică. Acolo e nevoie de cu totul altceva. Să construim un lăcaș de cult pentru musulmanii din București, care sunt în jur de 10.000, da? Nu sunt foarte mulți în București. Da? Sigur, eu sunt de acord ca noi ca stat să construim lucrul ăsta. Eu nu prefer să dăm noi bani pentru un lăcaș de cult decât să plătească Erdogan pentru ambițiile lui imperiale neo-otomane. Deci, categoric nu. Este o strategie a președintelui turc pe care nu văd de ce trebuie să o favorizăm. E vorba de o pierdere financiară foarte mare pentru statul român, e vorba de un teren de care orașul are nevoie pentru cu totul altceva. Da? Deci, din toate punctele de vedere, sunt împotriva acestui proiect. Dar spun, cu toate astea, încurajez pe decidenți să construiască o moschee din banii noștri, din banii contribuabililor români, pentru că sunt totuși 10.000 de musulmani în București, unii dintre ei plătesc impozite în România, deci eu cred că e firesc acest lucru. Dar sub nicio formă acolo, sub nicio formă de o asemenea învergură și sub nicio formă cu banii statului turc. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Deputatul PNL Theodor Paleologu astăzi în studio. Ne-am lămurit cu moscheea. Ce facem cu TVR-ul acum și cu legătura umbilicală între televiziunea de stat și politicul care nu reușește să instaleze o nouă conducere? Da, e o situație lamentabilă pentru că TVR-ul e total blocat. În fiecare dimineață se adună un teanc de hârtii care nu pot fi semnate pentru că nu are cine să semneze aceste hârtii. Suntem într-un blocaj total în cadrul Consiliului de Administrație și cred că aici e în mare măsură responsabilitatea liderilor politici, liderilor celor două mari partide. Dacă nu sunt în stare să ajungă la o înțelegere, noi am fost mobilizați cu amenințări la vot. Da? Pot să vă arăt SMS-urile pe care le-am primit. Noi cine? Noi, deputații PNL, am fost mobilizați cu amenințări. Dacă nu veniți la vot, voi veți fi eliminați pentru domnul Orbean. Da, pentru președintele, pentru alegerea președintelui în Parlament general, da, a fost un vot săptămâna asta și noi am fost mobilizați cu amenințări. Mi se pare absolut inadmisibil, cu atât mai mult cu cât era evident că domnul Orbean nu va putea câștiga acest vot. Și asta arată din nou că suntem un partid fără leadership, acefal, o găină fără cap. Stați, ați fost amenințați, da, și eu m-am dus. Ați fost amenințați, n-a ieșit domnul Orbean, nu, deci la ce le-a folosit? Degeaba, da? Deci este... Și când faci lucruri de astea, trebuie să-și fie conștienți cei doi președinți ai partidului că nu merge de prea multe ori. Adică amenințările de genul ăsta, hai să spunem, merg dacă e vorba de o cauză care merită efortul. Da, dar să mobilizezi oamenii cu amenințări și șantaj pentru o prostie pierdută din start e o manieră de a-ți irosi muniția cam fără cap, așa, fără prea multă socoteală. Ce-i de făcut la TVR, domnule Paleologu? Stelian Tănație, care nu e foarte îndepărtat de tezele PNL-ului, spunea și chiar aici în studioul acesta că soluția ideală, sigur că politică extrem de incorectă, ar fi insolvență, radem tot, insolvență și o luăm de la capăt, facem ceva nou ca în Grecia. Da, nu știu, eu cred că trebuie tăiate datoriile și apoi un plan de restructurare, masiv. Da? Pentru că deci cam ce spune Stelian Tănație, dar vedeți un lider politic, indiferent de cum îl cheamă și ce culoare are, care să-și asume o asemenea decizie? Sunt unii colegi din Comisia pentru Cultură care spun același lucru, care gândesc același lucru, dar nu se poate decât cu mijloace radicale. Da? Deci dacă tăiem, ori închidem cu totul prăvălia, ce înseamnă să tăiem datorile? Ștergem datorile, dar atunci, în contrapartidă, un plan de restructurare masiv, pentru că nu se poate să se acumuleze datorii peste datorii la nesfârșit. Legea antifumat, foarte dură, contestată și deja Senatul cred că amorsează o schimbare. Cum da, legea este excesivă. Eu sunt de acord să nu se fumeze în spațiile publice închise, dar e exagerat, da? E cu totul exagerat. Pe de altă parte e puțin comică definiția din lege, da? E că e un spațiu delimitat de doi pereți, da? E caragios, e o definiție de gâgă. Da? Însă sunt de acord să nu se mai fumeze în halul în care se fuma în restaurante și aici e vorba și de nesimțire românească, da? Pentru că în legea precedentă era vorba de separarea spațiilor pentru fumători și pentru nefumători, dar în cele mai multe locuri era o ficțiune. Niciodată. O ficțiune și totuși sunt restaurante care au, de exemplu, două etaje. Sunt restaurante la care îmi face plăcere să mă duc. Da, Lente, orașul interzis în zona mea. Faceți publicitate la microfon. Nu sunt cunoscute. Bun, putem cita și altele, da? Nu că e o critică acum, da? Deși îmi sunt foarte simpatice aceste localuri, totuși ai două etaje, fă un etaj pentru fumători și un etaj pentru nefumători. Iar etajul pentru fumători ar trebui să fie cel de deasupra sau oricum cel care e mai depărtat de ușă. Ori realitatea este că până acum, oriunde te duceai, n-aveai unde să stai liniștit fără să te afume o minoritate, de fapt, care, mă rog, minoritate importantă care fumează. Dar nu sunt de acord nici cu radicalismul legii actuale. Eu n-am votat-o și n-am votat-o din acest motiv. N-am votat nici împotrivă, pentru că eram de acord că situația de dinainte nu putea continua la nesfârșit, dar am sărit dintr-o extremă în alta. Asta e tipic românesc. Da? suntem neglijenți, nu aplicăm legea precedentă timp de ani și ani de zile și după aia trecem la o altă, la cealaltă extremă. Acum nu se mai poate fuma nici măcar în cluburi pentru fumători. Adică dacă vrei să creezi un club pentru fumători, nu e voie, că e spațiu public închis. Nu știu, există peste tot în lume și în Europa și, mă rog, și la Paris, că doar suntem amândoi parizieni, sunt cafenele unde poți fuma narghilea. Dacă este ei după legea asta inteligentă românească, nici măcar narghilea nu mai poți să fumezi în localurile anume făcute pentru fumători de narghilea. Deci ați votat contra, mai degrabă pentru o modificare a legii. Da, acum... Senatul încă o dată a morsat schimbarea. Da, să ne înțelegem. Vreau să văd exact despre ce e vorba, pentru că uneori dacă, în România, dacă introduci o portiță pentru niște derogări, încep abuzurile. Asta e marea problemă, că orice portiță pentru derogări duce la un moment dat la abuzuri. Vreau să mai spun un lucru pe ceva care se leagă de tema asta și e foarte important. După părerea mea, există o legătură foarte strânsă între corupție și suprareglementare. Mai exact, suprareglementarea, excesul de reglementare favorizează corupția. Ori, să luăm cazul tragediei de la Colectiv. Singurul lucru care s-a modificat după această teribilă tragedie este că s-au înăsprit reglementările anti-business. Adică, e mai lungă lista de oficii de la care trebuie să iei autorizații și, evident, să dai șpagă. Pe care trebuia să iar șpăgile au crescut. Da? Deci șpăgile au crescut și acum trebuie să dai mai multe. Oamenii sunt disperați. Da? Eu vorbesc cu patroni de restaurante, mici restaurante, cafenele, baruri, sunt efectiv disperați. Iar suprareglementarea este un factor favorizant al corupției, ca și cum ai încerca să stingi un incendiu cu cherozen. Deci asta face statul român în marea lui inteligență. Bilanț Provizoriu, emisiune realizată de Nicola Don. Pe ultima sută de metri cu Theodor Paleologu, deputatul PNL, o întrebare care n-are nimic de a face, este întrebarea surpriză. Două concerte astă vară, ce ați alege, The Hollywood Vampires în iunie sau Rihanna în august? Niciuna, nici alta, că nu o să fac altceva cu siguranță. Și la ce concert v-ați duce? Acum vă spun că sunt foarte preocupat cu cursurile mele. Deci eu nu prea mai ies deloc din ale mele. Sunt dedicat ca un călugăr benedictin muncii acesteia de predare. Cursurilor pe care le dați. Am să rog călugărul benedictin să ne facă totuși, având în vedere că... Știți ce o să fac cu muzică? O să fac un curs despre Wagner, despre filozofia operelor lui Wagner și mai exact despre filozofia din Inelul Nibelungului. Da? O să încep cursul ăsta, o să fie un curs ceva mai scurt în luna mai. Deci o să ascult foarte mult Wagner. Pe Woody Allen o să-l citați? Știți celebra... Ce spune Woody Allen? Nu știți ce spune Woody Allen despre Wagner? De câte ori l-aud pe Wagner, dar îmi vine să invadez Polonia. Asta este o prostie. Simpatică, dar o prostie. N-are nicio legătură. Este Woody Allen. Noi o să terminăm... Știți, faptul că Woody Allen... Să ne înțelegem. E foarte simpatic ca vorbă de duh. Deci o foarte bună vorbă de spirit. Dar ideea din spate e o inepție. Da? Ideea că Wagner e inspiratorul lui Hitler. Asta e o prostie. Termin cu... Nu cu... chestionarul pivot pe care le știți pe de rost, și cu o nouă rubrică, Top-Flop, nu vă mai traduc flopul, dar topul, top și flopul, toată lumea înțelege, al actualității săptămânii, extrem de personal și în ordinea pe care o doriți. Să auzim. Pe nu știu, dumneavoastră faceți topul și flop, top 3, top 1, Top-Flop al săptămânii. Adică... Ce v-a plăcut cel mai mult, indiferent de domeniu, de la Wagner până la doamna Vasilescu, și ce nu v-a plăcut? Săptămâna asta. Actualitatea asta, bilanțul provizoriu al actualității politice. Culturale, fotbalistice, că știu că nu sunteți pasionat. Nu sunt pasionat. Un top și un flop. Păi, un flop este votul pentru TVR. Dar un flop categoric. Și topul, fără îndoială, un curs de al meu. Aoleu, dar ce... O să zică lumea că sunteți foarte plini de dumneavoastră. Nu sunt plin de mine, ci sunt plin de subiectele pe care le predau. Pentru mine, topul săptămânii e Xenofon. dacă vreți, da? Este Anabasisa lui Xenofon, expediția în Persia lui Xenofon, pe care am recitit-o cu o imensă plăcere. Vă Xenofon e topul și flopul e TVR-ul. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii, semnat cine altul astăzi decât Theodor Paleologu. Weekend plăcut tuturor, vă aștept sâmbătă viitoare la 10:10 aici, la RFI. Mersi, la revedere!